dumneavoastră ați fost agresiv cu jurnaliști. V-am spus că nu i-am bruscat, ei pe mine m-au bruscat. Ei nu bruscează. Dar noi avem video. Vedeți, colega timpul... de la Unimedia chiar i-ați aruncat și telefonul. Avem video. Da. Dar nu suntem... N-am bruscat-o. Eu, pur și simplu, am vrut să o ajut, că acolo tinerii ce săreau în sus, o împingeau. Ești tineri care, ca de obicei, emoțiile. Și eu am vrut să din ei erau ajutați. Ea a început să răcnească la mine, de eu zic, ferește, te rog, domnișoară, că, uite, azi vă mai spun un secret. Și, dar pe urmă, ce sunt, dar nu trebuiește că ei, domnișoară, doamnă, și nu e nimic de rău aici, dar tinerii ce știți, din tineri, și ai femeie, și ei era în grupul cel acolo, și am vrut să fac cât mai bine pentru ea. Nu e secret, eu am fost contuzionat la război, eu am fost comandant, am fost rănit, grav. Eu am stat în spital de jumătate de an, s-a dus chipul ăsta de aici și înțelegeți-mă și dumneavoastră că eu știu că n-ați dat și n-ați scris, înțelegeți-ne și pe noi și iertați-ne dacă noi am greșit ceva în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc și la revedere!